Да потечет вода из кранов. Жители коммун Кухурешти-Дисус и Кухурешти-Дижос Флорежского района могут забыть о походах к колодцу с ведрами и канистрами. Совсем скоро все домохозяйства подключат к водопроводу, который сегодня торжественно сдали в эксплуатацию. Строительство водопровода, объединившего 11 сел, затянулось на 3 года, так что момент сдачи его в эксплуатацию для селян стал воистину праздником. Куда пригласили и президента, который совершает рабочий визит во Флорежский район. Очень рада, да. Suntem bucuroși să avem apă cât mai degrabă, fiindcă este nevoie de apă. În fântâni, dacă nu plouă, apa dispare, scade și, într-adevăr, vrem cât mai repede să avem apă în ogrăzile noastre, în casă. Конечно, рада. Почему? Еще будем рады, когда увидим воду дома. Проблема с водой во Флорежском районе стоит остро. В некоторые школы и детсады до сих пор завозят цистернами. Так что на этот проект возлагаются большие надежды. Una din cele mai acute crize în ultimii ani la noi în țară este lipsa apei potabile și cum ni s-a arătat ultimul an, cred că nu numai apei potabile, dar și apei tehnice. De ce vreau să menționez faptul că noi, locuitorii comunelor Crăjitul și Crăjitul, am fost, cred că, spun așa, norocoși, că am beneficiat de proiectul Apă pentru Viață în regiunea Nord, Răioane Florești și Soroca. Permiteți-mi să aduc mulțumiri domnului președinte și în persoană domnului ministru Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Regionale, Agenției de Dezvoltare Nord, Regionale Dezvoltare Nord, pentru susținerea financiară care a fost pe parcursul acestor 3 ani de zile la realizarea acestui proiect la început, care el era de 66 de milioane de lei, dar astăzi, după câte noi știm, este peste 74 de milioane, la care a fost implicat acest proiect în 7 primării ai raionului Florești, și dacă să luăm după sate, 11 localități. Глава Минсельхоза отметил, что обеспечение населения качественной водой – один из приоритетов властей. Asigurarea unei infrastructuri de alimentație cu apă este o prioritate pentru guvern, dar nu doar asigurarea cu apă. Noi pentru acest an, din fondurile de dezvoltare regională, vor fi alocate peste 75 de milioane de lei doar pentru asigurarea cu apă. Dar mai este și Fondul Ecologic Național, unde sunt la fel peste 150-200 de milioane, la fel pentru apă și canalizare. Pentru că aveți niște sate foarte frumoase, sate pitorești, ne dorim nu doar ca cetățenii sau locuitorii satelor să rămână pe loc, dar să se întoarcă și cei care au plecat. Pentru că ne dorim ca la сате nivelul de viață să crească. Президент считает, что подобные проекты должны реализовываться в рамках правительственных программ, поскольку скромные бюджеты местных властей не позволяют им действовать с таким размахом. La сате но дичавим не воет. На фарде локур де мунка. Вене воет де друмурь. Вене воет де апы. Вене воет де канализари. Вене воет де луминари. Газификари. Гуной ишли кари сент ин сате. Și de fapt, dacă o să rezolvăm aceste probleme, dar ele pot fi rezolvate doar cu suportul guvernului, deoarece primăria nu are bani pentru a rezolva toate aceste probleme. Dacă o să ne axăm prin programe de stat naționale pe soluționarea acestor provocări, atunci, într-adevăr, localitățile noastre vor fi localități unde oamenii vor să trăiască. Asta este unul din obiectivele noastre. Глава государства пообещал жителям коммун Кухурешти-Дисус и Кухурешти-Дижос реализовать в будущем году проект, касающийся дорожной инфраструктуры. Чеч сыни де друм, ачеште 8 километры, кари сон для трассы инкуаче, я ву промит, ки ве фачи тот посибил канан урматор, сал инклюдим им программу национал дин фонду рутиер. Ну а са штиц, ка ной ям лансат programul național Drumuri Bune pentru Toți și în acest an, practic, fiecare localitate a primit circa 1 milion de lei și mai mult pentru reparația drumurilor în interiorul localităților. Строительство акведука является частью проекта «Вода для жизни» для Северного региона и Флорежского, и Сорокского районов, который финансируется из Фонда регионального развития через Агентство регионального развития «Север» и из источников швейцарского и австрийского агентств по развитию.